У меня есть понятие, что место... Am această convingere că eu pot să schimb locul în care trăiesc. Chiar dacă m-aș muta în altă localitate, aș continua să am aceeași atitudine. Pentru că am această nevoie de a iubi locul în care mă aflu și de a oferi această iubire înapoi. И обратно давать эту любовь. Вот. Alexandra Novak, sau Sasha, cum îi place să îi se spună, a crescut în Râbnița, iar de un an s-a stabilit la Tiraspol. Face picturi murale și, în general, e pasionată de diverse forme de street art, adică artă stradală. Prin intermediul picturilor murale schimb spațiul, vreau să intru în dialog cu oamenii, să fac aceste conexiuni între oameni și loc. E ca în alchimie, transform neînsuflețitul în viu, însuflețesc locul cu legende, basme, fantezii. Fantaziile. Prin lucrările sale, Sasha îi provoacă pe oameni să vadă și alte nuanțe sau perspective dincolo de rutina zilnică. Simte nevoia să picteze, în primul rând, pentru că așa se exprimă și comunică cu ceilalți, dar și pentru că spațiile publice transformate prin artă o fac să se simtă mai în siguranță. Pentru mine așa e mai simplu să trăiesc, pur și simplu altfel nu pot. Fiecare generație își are rebelii și răzvrătiții săi. Ei sunt deschizătorii de drumuri pentru noi tendințe și noi curente. Nonconformiștii, cei care nu acceptă că realitatea poate arăta doar într-un singur fel, cei care nu cred că lucrurile nu pot fi schimbate și cei care nu cred că ei nu ar avea puterea să o facă, există chiar și în contexte în care drepturile și libertățile oamenilor sunt limitate. În acest sezon din podcastul Laboratorul Social vrem să aflăm cine sunt nonconformiștii zilelor noastre din Republica Moldova. Cercetăm problemele care îi preocupă azi ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Poate că te întrebi cum se face că Sasha vorbește în acest episod concomitent și în rusă și în română. Interviul original l-am făcut într-adevăr în rusă, iar dublarea lui în română am realizat-o cu ajutorul unui program dezvoltat pe baza inteligenței artificiale, care poate reproduce vocea originală a unui vorbitor într-o altă limbă pe baza unui text tradus. Sper să apreciezi intonația și pronunția AI-ului în română și să nu-l judeci prea dur. Până la 30 de ani, pe lângă street art, Sasha făcea și voluntariat în mai multe proiecte sociale din stânga Nistrului, ce țineau de protejarea femeilor împotriva violenței sau sprijinirea familiilor cu copii cu dizabilități. Dar de vreo 2 ani se concentrează mai mult pe propriile proiecte artistice. Și, deși face street art de mult timp, abia acum simte că și-a crescut turațiile pe măsura capacităților sale. На чем работаешь? Acum la ce lucrezi? Сейчас я делаю мурал в Дубасарском оздоровительном лагере. Acum fac o pictură murală în tabără pentru copii din Dubăsari. Este cea mai mare lucrare a mea. Am cunoscut-o pe directoare care ține mult la acest loc și mi-am zis, oh, da, aceștia sunt oamenii cu care îmi place să mă asociez pentru a crea, pentru că gândim la fel. Ea vrea să schimbe spațiul în locația ei și eu schimb spațiul din locația mea. Și când ne întâlnim, impactul e dublu. Sila X2. Și care e subiectul lucrării? Детский лагерь. У меня там мальчик бежит навстречу ветру, табор pentru copii, am ales să pictez un băiat care aleargă în bătaia vântului pe un câmp, ținând un zmeu. E mult soare, curcubeie, flori. Deci totul este despre copilărie, libertate, siguranță, vânt. Ai senzația momentului, zmeul este pe cale să se înalțe pe cer, iar copilul se gândește, wow, am lansat un zmeu, un мальчик, care bijet. А как ты выбираешь? Dar cum îți alegi subiectele pentru lucrările tale? Simt. Atunci când vin la o locație nouă, interacționez cu cineva în primul rând, simt locul, ce-și doresc cei de acolo și apoi propun ce ar fi dacă am face asta sau asta, e ca și cum aș umple spațiul cu suflet.
Și la Dubăsari, de exemplu, așa am simțit acel loc liber. Nu știu, în general mă inspiră orice, legendele, bazmele, ideile copiilor pe care le aud pe stradă, gândurile oamenilor maturi care au trăit deja o viață întreagă. Mă inspiră flora, fauna noastră, în general ce mă înconjoară. Faunei, celam, ce mi-a cruzat. Cele mai multe dintre lucrările ei sunt în Râbnița. A realizat multe lucrări de dimensiuni mici și câteva mai mari, iar acum încep să apară și la Tiraspol. În Dubăsari, lucrarea pe care o face acum e a doua. Subiectele le dezvoltă mai ales în baza legendelor despre diverse plante. Atunci când citește descrierea sau legenda unei plante, în minte îi apar imaginile pe care ar vrea să le picteze și astfel să spună acea legendă și altora. În Râbniță, moi самый любимый мурал. De exemplu, în Râbnița, pictura mea preferată este Lupii de Lupin. Este o legendă conform căreia oamenii se pot transforma în lupi atunci când beau de coc din flori de lupin, devin un fel de șamani. Îmi place când eu pot să, de exemplu, crește un spin oarecare, eu descoper legenda lui și o povestesc în spațiul urban. În felul ăsta conectez natura și orașul, conectez și istoria, pentru că noi trăim în acest moment, dar locul are o istorie încă de până la nașterea noastră și va continua și după moartea noastră. Și mie îmi place să simt acest mic fragment din viața și din istoria mea pe care eu pot să-l conștientizez și cumva să atrag atenția asupra lui. Accente. А как волонтёр? Яр как волонтёр, в чём проекте ай лукрат? Мы с девочками работали и женщины. Ам лукрат împreună cu colegele mele și cu femei și cu copii cu dizabilități. Erau proiecte foarte complicate pentru că aveau de-a face cu relații sociale complexe, cu procese din comunitate. Și în general, în toate aceste proiecte, scopul nostru era să aducem mai multă pace. Pentru un artist care simte totul foarte acut, participarea în astfel de proiecte nu rămâne fără urme. Aceste proiecte m-au îmbogățit pentru că mi-am dat seama că lumea este foarte diversă. Acum este mai colorat pentru mine, pentru că m-am concentrat doar pe creație, pe artă, pe ceva plăcut, pe ceea ce mă încarcă. În acele proiecte vedeam lucruri pe care trebuie să le accepți ca parte a realității și de asemenea să le prezinți astfel încât și oamenii sensibili să le poată descoperi fără să-i traumatizeze. Dar a fost foarte interesant pentru mine, m-a îmbogățit pe mine. Contribuția ei ca artistă în aceste proiecte era să reprezinte în imagini mesajele campaniilor de informare sau a unor materiale educaționale. Colabora cu psihologi ca să înțeleagă mesajele înainte de a găsi reprezentarea grafică potrivită. Это был просто как ликбез, много такой информации. Era un fel alfabetizare, de inițiere. Există o mulțime de informații de acest gen în jur, dar am vrut să ne asigurăm că femeile din regiunea noastră cred în puterile lor și știu că ele sunt ok. De asemenea, erau informații despre cum te poți proteja în unele situații nefavorabile și cum să găsești în general modalități de rezolvare a conflictelor, dacă acestea apar, astfel încât femeia să nu fie supusă violenței. Am avut și un proiect legat de familiile care au copii cu dizabilități și am auzit o mulțime de povești de la mame, cum și-au salvat copiii când nici medicii de pe ambulanță nu știau ce să facă. A fost șocant pentru mine. Pentru că atunci când trăiesc în lumea mea, eu nu înțeleg cum trăiește vecinul de lângă mine. Nu înțeleg ce înseamnă să fiu în pielea acelei mame. Pot să-i judec viața foarte superficial. A fost interesant să înțeleg perspectiva lor. Было интересно погрузиться, мне было всегда страшно тема инвалидности, особенно детская, потому что у меня у самой ребенка. Întotdeauna mi-a fost teamă de dizabilități, mai ales de dizabilitățile copiilor, pentru că am și eu un copil și pentru că mi-era frică, am decis să descoper această perspectivă. Cum se zice, dacă ți-e frică de lup, nu te duce în pădure. Dar mie nu mi-e frică de lupi. Eu iubesc lupii, așa că m-am dus și am învățat multe. Practic, poveștile acestor familii au sens pentru mine acum și mi-am dat seama că pentru mine aceste femei sunt eroine, pentru că
Eu când mi-am dat seama că și o mamă obișnuită care are un copil, 2-3, e o eroină, cu atât mai mult atunci când copilul are niște particularități de percepție a lumii, ea se implică mereu, îl susține mereu și practic nu are cine să o susțină pe ea. Și este interesant uneori să înțelegi cum își trăiește viața femeia de lângă tine, în alte condiții. Deși Sasha e conștientă că arta ei din spațiul public e de folos oamenilor și ar putea fi văzută și ca o formă de activism civic, ea pornește de la premisa că arta e în primul rând despre nevoia ei de exprimare. Nu e pe să mă street art. Îmi dau seama că arta mea stradală este benefică pentru oameni, dar nu mi-am propus niciodată să-mi trăiesc viața în așa fel încât să fiu utilă oamenilor. Pur și simplu îmi place foarte mult ceea ce fac. De exemplu, trec pe lângă un perete și pe el e scrisă o înjurătură. Eu îmi duc copilul la grădiniță și mă plimb pe acolo. Trec luni. Apoi mă întreb, bine, a cui e stația asta? Și vreau să o pictez pentru că nu mai pot să o văd așa. Nu vreau să o vadă copii. Ei văd toate astea, cresc cu aceste imagini care îi marchează. Și asta e, într-un fel, și contribuția mea la educația copilului meu. Vreau ca copilul meu să vadă mai multe lucruri frumoase în jurul lui și mai puțină vulgaritate. Nu știu, cred că fiecare părinte vrea să-i arate copilului său lucrurile frumoase din această lume, fără să le evite și pe cele urâte, desigur, sau pur și simplu reale. Dacă nu e să împărțim totul în frumos și urât, niște categorii atât de convenționale. La un moment dat, când picta pe un garaj vechi din Râbnița, o bătrână s-a oprit și a întrebat-o ce face aici. I-a explicat, la care doamna i-a întins niște bani, spunându-i că îi place mult ce face și că vrea să contribuie și ea, măcar cu ce poate. Ia, domă, ogo, dar m-am gândit atunci, uite, chiar și o femeie cu o pensie mică vrea să contribuie la îmbunătățirea spațiului său. Și îmi place atât de mult când oamenii nu ies în curte și spun, oh, e rău, ce fac autoritățile, ele ar trebui să se ocupe de asta. Pentru mine este normal când o persoană iese și spune, nu mă simt bine, nu mi place, ce pot să fac în privința asta? Mai sunt și alții care vor să schimbe acest spațiu? Și întotdeauna e plăcut să vezi oameni care plantează, amenajează curțile blocurilor, fac niște straturi de flori. Pentru mine asta este o atitudine sănătoasă. Când nu-ți place ceva, schimbi și nu te plângi sau cauți vinovați. Nu-mi place când o persoană devine cu bună știință, infantilă și incapabilă de schimbare. Infantilnim, inisposobnim, kizmininiu, dumăși, nu? Откуда думаешь? De unde crezi că vine această atitudine infantilă când o persoană nu se simte capabilă să schimbe ceva în jurul său? Nu, возможно, răspund, poate nu am dreptate, dar probabil este un ecou al trecutului, când totul era decis de stat, absolut totul era responsabilitatea statului, nu prea era proprietate privată și a rămas această obișnuință că cineva va decide pentru tine cum ar fi amenajarea spațiului din jurul casei, dar poate că este doar o poziție confortabilă pentru oamenii când aleg să creadă că nu pot decide nimic și astfel nu se simt obligați să facă ceva. Poate fi și pentru că există o lege care nu că ți-ar interzice să pictezi, dar dacă eu vreau să pictez un zid, întotdeauna trebuie să precizez dacă e proprietatea cuiva. Chiar dacă e o tarabă decojită de lângă coșul de gunoi și vreau să aplic un model pe ea, am și eu o poveste de genul ăsta, pictam pe un zid și am fost reținută, m-au întrebat ce faci, am spus că fac doar artă, nimic rău. Dar, domnișoară, nu poți să faci asta, este proprietate privată. Și atunci mi-au dat drumul și vorbeau între ei că ea nu e o vandală, ea este o artistă. Și mi-a rămas asta în minte. Am fost atât de încântată că la primul meu contact cu forțele de ordine, oamenii au înțeles ce făceam în acel spațiu și nu au crezut că sunt infractoare. Poate că oamenilor le este frică uneori că pot fi pedepsiți dacă intervin în spațiul public pentru că trebuie să cer permisiuni. Nu poți face asta
așa, pur și simplu. Și uneori se întâmplă să pictez ceva și oamenii înțeleg că este frumos, dar totuși cred că este de datoria lor să sune, să cheme poliția, să afle ce fac eu aici. Eu am avut o astfel de situație când un bărbat a sunat la poliție. Era în unul din cartierele din Râbnița. Все, кисточки на землю. Și au venit băieții și au spus: toată lumea, pensulele jos, stați deoparte până ne lămurim ce faceți aici. Și îmi amintesc că m-am înfuriat că eram tratat ca un infractor, pentru că eu îmi investesc timpul meu, resursele mele, ca să amenajez un spațiu care are nevoie de grijă și cineva mă raportează la miliție. Dar, în general, cred că eu mă comport ca o leoaică pe teritoriul său. Asta simt eu față de un loc. Am senzația că acesta este teritoriul meu, dar de fapt este un spațiu comun, public. Poate că unora nu le place ce fac. Cuiva s-ar putea să-i placă peretele gri care strălucește de vopsea. Poate că se simte mai confortabil cu el, este obișnuit cu el, nu vrea să schimbe nimic. Iar eu vin și zic, hai să-l pictăm. El spune nu, adică nu poți mulțumi pe toată lumea și înțeleg asta. Nu, то есть всем не угодишь. Ну вот другая часть стрит-арт, это вот. O altă formă de artă stradală este grafitiul. Iar această cultură a grafitiului în general s-a dezvoltat ca o cultură de protest. Da. Și cred că în alte țări în care ai fost, chiar în Bruxelles spuneai că ai fost, de exemplu, acolo sunt multe grafitiuri pe trenuri, pe pereți, peste tot, taguri peste tot. Da, văd că ce părere ai despre folosirea spațiului public pentru a protesta, ca un spațiu pentru protest? Mie, лично, не очень интересно. Personal, nu mă interesează prea mult să lupt cu spațiul și cu oamenii, pentru că scopul meu este să comunic, să dialoghez cu spațiul și cu oamenii într-un mod pozitiv, creativ. Nu protestez vehement împotriva ceva sau pentru că aș vrea să acuz pe cineva de ceva sau să militez pentru ceva. Bine, și picturile mele sunt un protest al meu împotriva felului în care arată acum acei pereți și pentru felul în care vreau să arate. Dar eu o fac într-o manieră delicată, e un protest dulce prin frumusețe și prin imagine, nu prin numele meu pe care îl repet la nesfârșit, știi, ca în graffiti. Graffiti, băvăt. Знаю, у меня есть ребята, которые этим занимаются, и я... Am niște prieteni care fac graffiti și nu pot spune că sunt categoric împotrivă. Pur și simplu nu-l simt aproape, pentru că nu-l înțeleg și n-aș face asta. Eu văd peretele altfel decât o suprafață pe care să las niște nume. De exemplu, dacă o altă fată face graffiti și las taguri și poți să vezi aici a fost și ea și aici am fost și eu. Ambele am fost aici, dar am fost în moduri diferite, în moduri calitativ diferite. E responsabilitatea fiecăruia să aleagă cum interacționează cu spațiul. Da, și eu fac uneori niște șabloane pe pereți. Dar sunt niște lucrări mici, ceva conceptual. Apropo de mici lucrări conceptuale, prima dată când am văzut niște lucrări semnate de tine, erau de fapt niște fotografii ale unor lucrări în formă de anunț stradal și mi-a plăcut foarte mult acel anunț. Acum vedem din ce în ce mai rar astfel de anunțuri pe stradă, din acelea care sunt o bucată de hârtie lipită pe un perete, pe un gard, iar în partea de jos hârtia e tăiată în mai multe bucăți pe care scrie numărul de telefon, așa ca să-l poți rupe și lua cu tine. Și anunțul tău era așa: mi-am pierdut sensul vieții. Cine îl găsește, felicitări. Acum aveți un sens în viață. Și în loc de numere de telefon, pe aceste bucăți de hârtie scria sensul vieții, sensul vieții, sensul vieții. Biblienia is cursa. Acest anunț e de la un curs de artă stradală. Am făcut două cursuri gratuite de artă stradală pentru că am vrut să încerc și eu rolul de mentor și am vrut să le arăt tinerilor din Râbnița că se poate și așa. Iar una dintre direcții a fost cea a anunțurilor creative, da? Și am pus aceste anunțuri peste tot în oraș. Am pornit de la ideea că noi toți vrem să schimbăm ceva la noi, să scoatem sau să adăugăm ceva. Am fost învățați să credem că trebuie să ne reparăm,
și să ne schimbăm mereu, să ne modernizăm. Iar eu am propus să căutăm calitatea de care avem nevoie, să o închiriem, să o cumpărăm, să o împrumutăm, nu știu, să o schimbăm pe ceva sau să scăpăm de o calitate care nu ne place, cea de a întârzia la întâlniri sau că nu putem face lucrurile până la capăt. И вот мы личные качества свои продавали, меняли, și am inventat anunțuri pornind de la aceste calități obișnuite pe care noi le-am vândut, le-am schimbat, le-am cumpărat. Поменяю что-то мужчину на кота или что-то такое. Și oamenii mergeau pe stradă și vedeau, de exemplu, ofer la schimb un bărbat pentru un motan sau ceva de genul ăsta. Un bărbat vede și șocat întreabă, e adevărat anunțul ăsta? Și apoi se prinde ce este și râde. Și au fost multe reclame de genul ăsta. Типа сдам крышу. Правда, она немножко едет, немножко течет. Кукушка уже давно съехала, так что, типа... Iar oamenii citesc aceste anunțuri printre cele în care oamenii vor cu adevărat să vândă ceva, o casă sau să cumpere o mașină. Ei văd aceste anunțuri, le citesc o dată, apoi le citesc a doua oară, apoi să-și dau seama că este o reclamă creativă și zâmbesc. Ziua lor devine mai senină. De obicei merg de la muncă la muncă. Cu toții trăim această rutină. Dar aici, hop, apare ceva ce îi duci cu gândul în altă parte, îi face să se gândească la ei înșiși într-un fel. Care din calitățile mele le-aș vinde? Sau poate, am nevoie de această abilitate, dragostea pentru cărțile de hârtie. Când am citit ultima oară o carte pe hârtie, adică sunt un fel de dialoguri cu oamenii care sunt atenți, care privesc în jur. Cu toții mergem pe aceleași drumuri spre muncă, mai mult sau mai puțin, și atunci ei observă ceva nou, un mesaj creativ. Și cred că asta e foarte mult despre comunitate și despre a te simți în siguranță într-un spațiu și într-o comunitate. Poți să glumești, poți face ziua un pic mai amuzantă și asta te bucură. День веселым, юмора добавить. В этом радость какая-то. Ну, я когда видела это объявление, acel anunț despre sensul vieții, te face imediat să te întrebi care este rostul vieții mele. Iar eu vreau să te întreb, care este sensul vieții mele? Da, care este sensul vieții pentru tine? Nu știu, să trăiesc, pentru că eu de fiecare dată găsesc un sens. Indiferent unde, cum trăiesc, scopul meu întotdeauna e să mă bucur de viața mea, adică indiferent de condițiile în care mă aflu. Nu este vorba de gândire pozitivă și să vezi doar lucrurile bune din jur. Nu, lumea este reală, poate fi dură, poate fi blândă. Oamenii, de asemenea, pot fi periculoși, de încredere și așa mai departe. Mie îmi place să mă exprim. Îmi place că oamenii sunt de acord cu asta și că o pot face liber și fără să fiu persecutată în vreun fel. Îmi place că în acest moment pot să am un astfel de dialog prin artă stradală cu oamenii. И мой смысл в том, чтобы проявлять себя и делать пространство, в котором я живу, безопасным. Почему-то для меня этот вопрос очень важен. Iar scopul meu este să mă exprim și să fac ca spațiul în care trăiesc să fie sigur. Dintr-un anumit motiv, acest aspect este foarte important pentru mine. Pentru că înțeleg că atunci când trăim în pace, putem evolua. E ceea ce spuneam și despre plante, că atunci când o plantă crește, dacă mediul este nefavorabil, ea face flori și fructe foarte repede, pentru că înțelege că poate să moară în orice moment și gata, trebuie să răspândească rapid semințele pentru ca specia să nu moară. Și copiii din familiile disfuncționale încep și ei să se maturizeze de vreme. Și dacă e să privim dincolo de familiile, prietenii noștri, în general, suntem foarte conectați unii cu alții. Și ceea ce ni se întâmplă la nivel de comunitate depinde de ce trăim ca indivizi. Iar un mediu în care copiii pot să râdă cu voce tare, să se distreze, pot face glume, pot să inventeze glume, să deseneze cu cretă, pentru mine asta e foarte tare, decât atunci când copiii sunt retrași, nu se pot mișca pentru că dintr-o dată vor fi pedepsiți. Și adulții și noi suntem ca niște copii, avem nevoie de spațiu pentru a ne dezvolta.
și vreau ca mediul din jur, pentru noi, ca și pentru plante, pentru ființe, să fie unul sigur, ca să putem crește fără teamă că se va întâmpla ceva și nu vom reuși să facem absolut nimic. Мы не успеем, не успеем, не успеем вообще что-то сделать. А что такое безопасность? Сигуранца pentru tine? Что должно быть? Возможность, ce ar trebui să fie, să poți să trăiești, nu să supraviețuiești, e bine, sunt o fată mare, am 33 de ani și îmi dau seama că sunt momente în viață în care supraviețuiesc, e multă muncă, e foarte puțin confort, nu sunt suficienți bani și sunt momente în care trăiesc, când îmi cumpăr flori, când am timp liber și fac ce vreau, când sunt odihnită, nu sunt agresivă cu cei din jur pentru că sunt foarte obosit sau altceva. Atunci când pot să eman această energie de relaxare și de calm, când putem face art-terapie împreună, putem să mergem și să pictăm pe blocuri gri de pe barajul pe care se plimbă oamenii. Și cred că în asta e frumusețea subtilă a vieții. În a face ceea ce vrei, știi cum se spune că te ocupi de chestii neserioase, dar mie mi se pare că oamenii fericiți exact asta fac, pentru că oamenii nefericiți nu au nici timp, nici energie pentru chestii neserioase. Ei bine, eu nu am primit astfel de replici, dar chiar dacă le voi primi la un moment dat, voi spune, o, asta înseamnă că sunt pe drumul cel bun. Iar libertatea, ce înseamnă libertatea pentru tine? Libertatea e atunci când îmi pot exprima gândurile și ideile mele, când ele sunt înțelese, bine, poate nu sunt înțelese, dar am posibilitatea să le exprim. Și când pot fi în dialog, când pot face în general ceea ce îmi place să fac și nu sunt forțată să fac ceea ce urăsc sau orice altceva, în general nu am avut astfel de situații în viața mea, dar îmi dau seama că oamenii trăiesc așa uneori și cât de greu este pentru psihicul lor și simt nu milă, ci compasiune pentru ei. Vreau să trezesc frumosul în oameni. Acea parte din ei care reacționează când văd o creație în spațiul lor este o conexiune atunci când o persoană vede ceva în exterior, îi atinge interiorul și ceva rezonează în ființa sa interioară. Și dacă pot să influențez cumva starea lui interioară, pot să spun, de exemplu, ești o fată puternică sau ceva de genul acesta, doar să las un mesaj în spațiul public. Iar persoana poate merge acasă, poate are o problemă și vede asta. Ești o fată puternică și își va aminti că este o fată puternică și, în general, că era atât de curajoasă când era copil, iar ceva de care este atât de speriată acum poate fi depășit pentru că își amintește că este o persoană puternică și astfel, atunci când las anunțuri, mesaje în oraș, sper ca acestea să rezoneze în oameni. Să nutri людей. Ты надеешься или ты знаешь, sau știi sigur că ei rezonează? Nu, я знаю точно, потому что мне давали обратную связь. Bine, știu sigur pentru că am primit feedback. Când am pus anunțuri creative la terenul de joacă, ceva despre fiul meu adolescent, despre faptul că mama lui este obosită sau ceva de genul, sunt mama a trei copii și îmi vreau înapoi tinerețea fără griji, ca și cum aș cumpăra-o cu orice bani. Я куплю ее за любые деньги. Я понимаю, что женщины, которые... Și îmi dau seama că femeile care de dimineață au hrănit copilul, l-au îmbrăcat, au venit la terenul de joacă, citesc asta și se gândesc, îmi pare rău pentru tine, cum mi-aș dori să mă pot odihni și eu, sau ceva de genul ăsta, pentru că înțelege că ceea ce trăiește ea cu asta se confruntă și alți oameni. Și poate nu suntem așa de singuri cum ne simțim uneori. Nu, ok, că chinec de aceustă în sebe. Nu te găvești, dar spuneai că ai primit feedback. Ce anume ți-au spus oamenii? Da, nigăt mă vidile. Da, îmi spuneau că au văzut anunțurile, mama mea a văzut anunțul dumneavoastră astăzi și a întrebat cine l-a făcut. Chiar și atunci când televiziunea a făcut un reportaj despre proiectul nostru, au fost foarte multe comentarii online. Cel mai tare e când oamenii văd ce am făcut și vin și ei cu idei, dar iată, eu aș scrie așa sau așa. Atunci simt că am dat lovitură, pentru că persoana respectivă vrea singură să
creeze ceva, are un mesaj pentru lume și e gata să îl exprime. Și când reușesc să ajung chiar acolo, în interiorul persoanei, poate chiar copilului interior, care poate are chef de joacă și să inventeze un anunț, eu zic, iată, am provocat o stare în care el trăiește, nu doar supraviețuiește, acum este un creator, creatorul vieții sale. El acum vrea să creeze și să transmită un mesaj și să fie în această conexiune cu alți oameni, în mod creativ. Lui îi place această legătură, iar mie îmi place când poți avea acest tip de contact cu oamenii. Удается установить такой контакт с людьми. А ты хотела бы... Ай вряса пиктес чева шин кишинау? Да, очень. Да, форте мулт. Ну, что, пать ка ам тот амнат моменту эста. Мы тот гандес ка требует стау на анунс ка вряу с фак чева ин кишинау. Pentru că am fost la câteva școli internaționale aici în Chișinău, am lucrat în spațiul de la Ciocana Veche și pentru mine nu contează pe care mal acesta sau celălalt interacționez cu oamenii. Pentru că eu văd o comunitate de oameni și văd copii care se joacă în curte și noi facem un fel de instalație cu ei și nu-mi pasă ce limbă vorbesc acești copii, văd că sunt atât de veseli, există atâta creativitate în ei, atât de multe idei, și vor să facă artă, așa că, da, aș fi interesată și în alte țări aș vrea și în Europa undeva să fac o pictură murală. Pentru mine ar fi o realizare după care aș spune tare. Mesaj, wow! E stran de tip. Și în țările prin care ai fost, ai ochit locuri în care te gândeai, uite, că ar fi interesant aici să pictez ceva. Da, eu mă trebuie în ich работ. Da, m-am uitat la lucrările lor. Ei bine, sindromul impostorului își face loc uneori, dar mă uit la lucrările lor și mă gândesc că și eu desenez la fel de bine. Ei bine, vreau să spun, dacă această lucrare este localizată în Bruxelles, este frumoasă și eu pot face o lucrare la fel de bună din punct de vedere artistic sau conceptual și îmi dau seama că poate prea am rămas fixată pe locația mea și trebuie să văd ce sentimente mi-ar trezi și alte locuri. Mi-a plăcut un proiect din Cipru când am fost acolo. Era fie pe partea turcă, fie pe partea greacă, într-un cartier aproape abandonat, pe o clădire înaltă. Erau niște balerine frumoase, foarte frumos pictate. Se vede că a făcut-o o persoană cu educație artistică. Am zis, wow, ce frumos e. Și, în general, îmi place foarte mult ideea de descentralizare. Eu chiar și în Râbnița, când fac ceva, nu fac în centru, pentru că nu-mi place povestea asta în care punem bănci în centru, urne în centru, tot ce e mai frumos, parcul în centru. Dar suburbia, arta, cultura, pe asta înalță omul. Și întotdeauna se poate face o descentralizare a culturii. Facilități, evenimente, instalații, astfel încât în toate cartierele oamenii se poată interacționa cu cultura. Așa că acesta este unul dintre principiile mele. Când fac ceva, nu vreau să fie chiar în centru. Nu lupt pentru un zid în centru. За стену в центре драться. Ну, когда ты нарисуешь что-то в Кишиневе? Deci când vei picta ceva în Chișinău, va trebui să căutăm lucrarea ta undeva prin cartierele mărginașe, da? Я надеюсь, что это состоится. Sper că asta se va întâmpla, iar Chișinăul este atât de mare. Cel puțin mie mi se pare imens, pentru că eu locuiesc într-un oraș mai mic. Iar la final am o întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor din acest sezon. Societatea în care vrei tu să trăiești, în care tu te-ai simți bine, există deja sau încă poate să devină? Stați, таким, каким ты хочеш. В моей голове существует. În capul meu există. E o întrebare care nu poate avea un răspuns concret. Pentru că eu înțeleg de ce societatea nu este ceea ce vreau eu să fie. Înțeleg istoria prin care a trecut această societate. Care sunt atitudinile, convingerile, cuvintele, gândurile pe care le-am absorbit de la bunicii, părinții care au trăit războiul anii 90, perestroica, crizele, foametea. Și înțeleg că ei au făcut tot ce au putut în acel moment. Și noi acum facem tot ce putem, dar ceea ce îmi place este că fiecare generație încearcă să ofere mai multă dragoste copiilor lor, mai multă bunăstare, este mai interesată de dezvoltarea lor.
nu știu unde ar putea duce toate astea. Poate că exagerăm pe undeva, răsfățându-ne copiii, oferindu-le atât de mult încât ei nu mai înțeleg ce este abundența, ce este lipsa. Pentru că aceste concepte sunt importante din perspectiva autodisciplinei, un fel de autoreglare. Atunci când avem acces la o mulțime de lucruri, omul devine mai leneș. Totul este disponibil, nu mai trebuie să obțin nimic. Ему не нужно ничего достигать. Давай помечтаем немножко. Вот как totuși să încercăm să visăm puțin. Cum este această societate în care tu te-ai simți foarte, foarte bine și foarte, foarte confortabil? Обалдеть, я такими вопросами даже жизнь никогда не. Eu niciodată în viața mea nu mi-am pus aceste întrebări. Sunt atât de conștientă că trăiesc cu acești oameni. Voi spune ce-mi place în interacțiunea cu oamenii. Îmi place bunătatea din ochii lor. Îmi place când oamenii sunt politicoși, când oamenii sunt bine crescuți, când înțeleg unde sunt limitele mele, unde încep limitele celelalte persoane. Înțeleg că ignoranța este o forță și este o forță groaznică pentru mine, împotriva căreia lupt cât pot, dar în sens figurat. Atunci când oamenii, în cel mai direct mod, profanează tot ce e bun, tot ce e frumos, o fac pentru că nu se simt bine în interior. Și bineînțeles, noi vrem condiții perfecte, dar este mai fain când acceptăm condițiile reale, adică nu trăim în iluzia că ar putea fi așa sau așa. E ca o mantră magică, e așa cum este. Как есть. Просто мантра волшебная, как есть. Dacă vrei să împărtășești cu noi gânduri și senzații cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social pe Facebook. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificarea atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.